Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Ziua de joi, ziua lui Jupiter, marele benefic. Jupiter de acolo tot vrea să mergem pe repede înainte, tot ne spune să avem curaj, tot ne scoate puțin din zona de confort, cât mai poate, până pe 16. Dar interesant este că este o zi cu desecretizări. Da, e o zi foarte interesantă. Avem împăratul care vine cu reguli. Este o energie foarte stabilă. Deci, o zi în care se pot lua tot felul de decizii ciudate și este acel moment în care ne simțim puși la colț. E acel moment în care ne simțim puși într-o situație în care vrem, nu vrem, trebuie să acționăm. Avem energia generală, turnul. Turnul care, știți și voi, că vine cu ruperi, cu transformări, cu decizii bruște, vine cu tot felul de surprize, dar în acest sens eu tare tind să cred că este vorba despre o desecretizare. Adică aflăm secrete, aflăm informații, avem tot felul de conștientizări. Bineînțeles că este și energia eclipsei care deja începe să se simtă. Nu știu dacă voi o simțiți, dar eu deja o simt destul de intens. Ziua de joi, în prima parte, este despre frumusețe, despre plăcere și uite, ne dăm seama că undeva nu e ok și uite că apar tot felul de lupte și uite că suntem puțin treziți la realitate, mai ales când vine vorba de bani, de dragoste, de plăcerile noastre, general vorbind, și este o zi cu decizii destul de radicale. Pot fi decizii legate de un șef, decizii legate de o persoană importantă din viața noastră, da? Însă, așa cum spuneam, e acel moment în care vrem, nu vrem, suntem puși într-un anumit context. Se impun tot felul de reguli. Da? Este și un moment în care, uite, dacă ești într-o situație în care tot vezi că ceva se blochează, tot vezi că ceva nu funcționează. Uite, e un moment bun să iei atitudine, să ai curaj și să acționezi, să-ți pui anumite limite sau, uite, este o zi în care poți să iei atitudine și să-ți pui gata până aici, hai să dau dovadă de sinceritate cu mine, cu ceilalți. Este o zi cu decizii foarte rapide și un moment, așa cum spuneam, în care anumite măști pot cădea jos de pe față. Și asta, pe de o parte, e bine. Da? Pe de o parte e bine. E un moment așa ciudat pentru toată lumea. Așa cum spuneam, eclipsa își face simțită prezența. Cu siguranță apele se mai agită așa în ziua de joi, mai ales fiind și ziua lui Jupiter. Cu siguranță totul va fi mult, mult amplificat. Mult amplificat. Chiar undeva în a doua parte a zilei cam pierdem controlul asupra lucrurilor și chiar asupra emoțiilor. De ce nu? Nu ne mai putem controla emoțiile. E cam dificil. Și începem să dăm dovadă de autenticitate, de sinceritate și spunem, uite, asta simt, asta cred, îți place bine, nu-ți place la fel de bine, dar măcar m-am eliberat și eu din poveste. Cam așa. Bun. O să trec exact pentru fiecare zodie, să vedem ce se întâmplă, dar până atunci îți reamintesc de filmările pentru această săptămână. Vineri avem o eclipsă care este foarte importantă și te invit să vezi acele filmări dacă nu ai făcut-o deja. Și hai să începem cu zodiile. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi prima parte a zilei este foarte interesantă. Primiți niște vești bune de la o femeie, de la o persoană dragă vouă. Apoi, în a doua parte a zilei pot apărea conflicte pentru voi în relațiile cu ceilalți și uite că se deschid așa câteva zile foarte intense, foarte profunde pentru tine din punct de vedere energetic sau apar tot felul de activități pe care le ai de făcut. E un moment așa în care o discuție cu un prieten te poate mira destul de mult. Afli un adevăr, se mai închide ceva, cineva mai iese din cercul tău de prieteni, se schimbă acolo un plan de viitor. Unii berbeci aflați niște vești destul de interesante legate de o bancă sau legate de o moștenire. Poate sunteți stresați în legătură cu așa ceva. Unii cu o împărțire de bunuri, de ce nu? Și uite că un sfat pe care ți-l oferă o rudă, o prietenă, cineva din anturajul tău, te-ar putea ajuta foarte mult și ți-ar putea clarifica foarte mult acele iluzii pe care ți le-ai făcut. De ce nu? Pentru tine chiar este un moment de adevăr. Într-o poveste de iubire, în relația cu o persoană dragă ție, sau uite, o discuție care ține de bani și care la fel poate să-ți aducă tot felul de surprize, care mai neașteptate.
Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi. E un moment așa profund, intens. Să vedem ce spune și tarotul. Doi de cupe, o întâlnire pe care o ai cu cineva sau o discuție pe care o porți. 10 de bâte. Da, dragi berbeci, aici e ceva ce vă agită pe voi, e ceva ce vi se pare ca o povară, fie o relație merge greu, alții aveți tot felul de lucruri de rezolvat, legat de acte, legat de o înțelegere. Următoarea carte, regele de bâte, o legătură chiar cu o zodie de foc, deci poți fi tu sau poți să ai legătură cu un leu, cu un săgetător. Dragi berbeci, aici e vorba despre o zi în care vi se cere curaj, vi se cere foarte multă energie pozitivă și da, este un moment în care voi vă puteți elibera dintr-o poveste. Ultima carte, 6 de cupe, o legătură cu un copil, cu persoana iubită. 6 de cupe poate să spună și despre o legătură cu trecutul, iar unii puteți să aflați de tot felul de vești foarte interesante legate de un nepot sau legată de o persoană foarte dragă sufletului vostru. Da? E o relație aici foarte, foarte ciudată. Da? Unii puteți să aflați de o despărțire sau de o pauză. Nu e neapărat nevoie să fiți voi implicați. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi, prima parte a zilei vă găsește foarte bine dispuși. Primiți niște bani, sunteți apreciați la muncă, tot ceea ce v-ați propus să faceți merge foarte, foarte bine, doar că undeva pe la amiază e bine să fiți puțin atenți pe muncă sau pe sănătate. Pot apărea tot felul de responsabilități, pot apărea tot felul de activități pe care le aveți de făcut și care nu sunt foarte ușor de dus. Atenția ta se concentrează asupra relațiilor în a doua jumătate a zilei și anume relații cu ceilalți. Este și un moment în care poți avea un conflict, fie în relația cu șeful, fie este vorba despre o schimbare care apare într-o relație oficială pe care tu o ai. Mai afli niște secrete, se mai dezvăluie niște lucruri și uite că e un moment în care dacă tu credeai că toată lumea ți este prieten sau prietenă, uite, afli că nu e așa. Într-un grup de oameni, da, din care tu faci parte sau undeva unde mergi, vezi că ceva nu o să-ți placă, ceva nu o să-ți convină. De asemenea, poate să apară și o teamă legată de zona aceasta financiară pentru tine. Dacă e vorba de o relație, în sfârșit îți dai și tu seama cam încotro merg lucrurile și care e realitatea. Hai să vedem, dragi Tauri, ce faceți voi. Ce se întâmplă? Care sunt energiile pentru Taur? 5 de bâte, prima carte. 5 de bâte, 8 de monede. Este o zi în care pot apărea conflicte la muncă sau, de asemenea, este o zi în care poți avea tot felul de discuții în contradictoriu, în legătură cu o persoană care tot amână ceva anume. Următoarea carte, 6 de bâte, o victorie, o bucurie pentru tine. 6 de bâte reprezintă o afirmare, 6 de bâte reprezintă o victorie. Deci, după această discuție, după acest mic, mare conflict, ai parte de o bucurie, de o victorie. Ultima carte, Justiția, o legătură cu Zodia Balanță pentru unii dintre voi, dar Justiția vorbește și despre o hotărâre importantă pe care tu o poți lua. Justiția vine la pachet cu o clarificare într-o situație. Primești o veste legată de acte. În sfârșit se ia o decizie undeva anume. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, prima parte a zilei vă găsește foarte concentrați pe plăcerile voastre, discutați acolo cu o prietenă, cu o persoană dragă vouă, aveți un proiect în desfășurare, vă concentrați pe zona copiilor, doar că apar și conflicte în relația cu persoana iubită. Apar conflicte legate de viitorul unei relații. E ceva acolo ce vă scoate din zona de confort. Unii gemeni e ca și cum vreți să vă și relaxați, dar sunt și prieteni sau sunt și persoane care vă cer ajutorul. În a doua parte a zilei, concentrarea cade mult mai mult pe sănătate, pe muncă. Și uite că e un moment în care ți se dovedește că teoria din mintea ta cam nu e aceeași cu practica și ți se demonstrează că nu e așa. Dacă aveai o teamă sau dacă aveai o părere greșită față de o situație, uite că astăzi ți se arată practic vorbind că nu stau așa lucrurile. De asemenea, uite, este o zi pentru tine în care
Poate ți-ai făcut niște iluzii în legătură cu șeful tău, în legătură cu o persoană de la muncă, în legătură cu o situație din care tu faci parte. Ceva legat de statutul tău, cine ești tu prin societate. Poate te-ai minimalizat așa, adică poate ai spus, ei, ce contez, că nu contez, sunt așa un simplu om. Ei, uite că ți se demonstrează că nu ești chiar un simplu om. Și poate să fie un moment în care plăcerile tale, da, pot fi destul de ciudate. Pot fi destul de ciudate. În mod special discutăm despre o relație de iubire, despre plăcerile tale, despre o afacere, despre zona financiară. E un moment, dragi gemeni, în care sunteți puțin treziți la realitate. Și asta e bine, pe de o parte. Sunteți voi acolo curioși de ceva anume, ați spus că cine știe ce chestia respectivă și da, uitați că sunteți destul de mirați, da? E ceva ce o să vă ajute foarte mult pe relații, da? Pe relații. E o experiență care o să vă facă să vedeți lucrurile altfel. E și o criză acolo de identitate, în sensul că nu prea mai știți voi pe unde vă aflați. Nu prea mai știți ce să faceți, nu prea mai știți ce vă place, ce nu vă place. Apoi avem 7 de monede. Se pare că aștepți ceva de foarte mult timp. Avem și împăratul, o legătură cu zodia berbec. Aștepți un răspuns de la o persoană importantă din viața ta. Un șef, partenerul de viață, cineva anume, tot te amână aici cu un răspuns sau poate lucrezi la ceva important. Regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Regele de bâte vine la pachet cu o zi în care vrei să negociezi, vrei să te simți bine, vrei să intri în contact cu tot felul de oameni. Apoi, wow, au ieșit 2 cărți. Regele de monede și 2 de cupe. Da, interesant. Unii dintre voi aveți legătură cu instituții publice astăzi sau unii dintre voi sunt aici, mai ales dacă ești femeie, vezi că e o zi în care 2 persoane te contactează sau uite că poți să cunoști o nouă persoană, poți să fii atras de ceva anume. Regele de monede vorbește despre bani, despre stabilitate, este o persoană stabilă pe care te poți baza. Regele de monede poate să vorbească și despre o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Da? E ca o întâlnire, ca o ședință, ceva aici se întâmplă, e ca o adunare de oameni în care mergi. Dar văd aici și o întâlnire cu o persoană dragă ție sau un nou prieten pe care ți-l poți face. Zodia Rac. Dragii mei raci, prima parte a zilei vă găsește foarte prinși pe casă și pe familie, aveți niște activități acolo de făcut, plăcute, intense, frumoase, chiar o discuție pe care o poți avea cu o persoană din trecutul tău și mai mult decât atât, uite, este recomandat pentru tine undeva pe la amiază să încerci pe cât posibil să-i faci pe plac șefului sau să-ți iei așa și acele responsabilități pe care le ai, pentru că vei fi prins așa între 2 situații, între 2 direcții. În a doua parte a zilei deja ai chef să trăiești intens, te concentrezi pe un copil, pe nu știu, persoana iubită, ai multă creativitate, vrei să te simți bine și uite că apar aici niște conflicte. Conflicte destul de ciudate cu cineva din jurul tău. Fie este vorba despre plăcerile tale, e ceva ce nu-ți mai place. E ceva ce afli care te lasă destul de surprins, pentru că uite, e un moment în care tu ți-ai făcut tot felul de gânduri, tot felul de iluzii în legătură cu o situație și acum afli care e adevărul, acum afli cum anume stau lucrurile. E o femeie acolo care îți spune ceva sau care te ghidează, cineva care te ajută într-o anumită situație și asta e interesant. Ai crezut tu ceva și acum uite că ți se demonstrează că nu e așa. Fie legat de o prietenă, de un prieten, un grup de oameni. E ceva legat și de trecutul tău. E ceva ce ai lăsat acolo deoparte și uite că acum ai ocazia să afli un secret, să afli ceva anume. Rămâi și tu surprins de evenimentele care au loc. Pajul de monede și marele preot, o legătură cu un taur.
Dragilor, astăzi este o zi foarte bună de studiu pentru voi, pentru învățat, pentru studiat, în general vorbind, ceva anume. E o zi în care puteți să aveți parte de un câștig financiar sau este o zi în care vă gândiți să vă achiziționați ceva. Apoi avem justiția, o legătură cu zodia balanță. Uite, este un moment în care poți să ai legătură cu zona actelor sau este o zi în care se poate lua o decizie. E ca și cum în sfârșit ai găsit echilibrul, în sfârșit ai găsit acolo liniștea, iar ultima carte, pajul de bâte. O legătură văd pentru unii dintre voi cu persoane mai tinere, dar văd și niște vești foarte bune care apar, multă creativitate pe care tu o ai, foarte multă poftă de viață pe care o ai, o dorință de a trăi intens, de a te bucura de viață și asta îmi place foarte mult. Dar uite, este o zi în care ți se cere să dai dovadă de credință, de putere, ți se cere să cumva să te concentrezi pe dreptatea asta divină. Oricum ar fi, ești protejat. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi prima parte a zilei vă găsește cu niște planuri pe care vi le faceți, cu o rudă, cu un prieten, aveți de ținut un discurs într-un grup de oameni sau intrați în contact cu niște persoane foarte dragi vouă. Apoi apar niște conflicte legate de drumuri, legate de axa aceasta a cunoașterii, niște discuții în contradictoriu care pot apărea sau o tensiune legată de zona studiilor pentru alții dintre voi. E ca și cum ați avea niște discuții în contradictoriu cu niște persoane care cumva știu ceva bine, sunt specialiste pe un domeniu, studiază la un anumit nivel. În a doua parte a zilei vă concentrați foarte mult pe casă, pe familie, doar că acolo apar conflicte. Apar conflicte în relația cu partenerul. Sunt chestiuni legate de trecut. Sunt lucruri pe care voi e nevoie să le iertați. Și acum nu știu cât vă place situația asta. Este și un moment în care, să spun, ți-ai făcut tot felul de iluzii și tu, în legătură cu o moștenire, în legătură cu o relație, cu o situație. Doar că acum ești cam trezit la realitate. Da? De către sfaturile unei femei, de către niște informații pe care le poți afla din spațiul public sau de pe zona internetului, într-un grup de oameni din care faci parte, e ca un moment de trezire așa pentru tine. Și e ceva foarte important legat de viitorul unei relații. Iar dacă ești un leu singur, uite că dragostea poate să apară de acolo, de unde te aștepți mai puțin. Da. O zi foarte interesantă pentru tine, lucrurile încep să devină tensionate în a doua parte a zilei, în general pentru zodiile fixe, dar cu siguranță deja se simte eclipsa pentru tine. Un conflict vechi care poate reveni acum, de ce nu? Trei de cupe pentru tine, prima carte, nebunul. O bucurie neașteptată, o întâlnire neașteptată, o veste pe care o primești în legătură cu o întâlnire, cu o petrecere, dar uite, văd și un moment în care roata destinului vine și te duce pe drumul tău. Poți să afli de un final, de un nou început foarte brusc, unii sunteți invitați la o logodnă, la o petrecere, la un botez, nu știu, nu neapărat că mergeți joi, dar puteți să aflați de vestea asta. Următoarea carte, Regina de Spade. Bun. O legătură, dragi lei, cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. O zi în care lucrurile sunt foarte clare pentru tine, chiar este un moment în care se rezolvă ceva, se clarifică o poveste, iar trei de monede vorbește despre o muncă în grup, despre o întâlnire într-un grup mai mic de oameni, despre studiu. E un moment în care aceste emoții, aceste teorii se cam pun în practică și nu e ceva negativ pentru tine. Da? E ca și cum cineva îți spune, gata, bun, ne-am bucurat de moment, dar hai să acționăm sau hai să facem ceva în sensul acesta. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, prima parte a zilei este foarte bună pentru voi pe muncă, pe bani, pe apreciere pe care o primiți din partea celorlalți, primiți vești bune, vă bucurați de viață. Însă pot apărea și conflicte la un moment dat legate de o schimbare care ține de casă, de familie, un final. Sunt niște provocări acolo pe care e nevoie să le depășiți sau sunt niște cheltuieli care apar. Da? Pe de altă parte, este o zi în care, cel puțin în a doua parte, te vei concentra foarte mult pe drumuri, rude, persoane din trecutul tău.
Însă, atenție foarte mare pe sănătate în a doua parte a zilei, atenție pe drumuri, pe discuțiile în contradictoriu care pot apărea, dar indiferent de vestea care apare, e o veste bruscă acolo care vine, nu te panica, lasă lucrurile să curgă. De asemenea, uite, e un moment în care ți-ai făcut tot felul de iluzii în legătură cu un parteneriat, cu o relație, cu niște clienți și ai spus, lucrurile sunt bune, tu ai lăsat de la tine. Ei, și uite că acum e un moment când ți se demonstrează că nu e așa. Da? Ești pus cumva într-o situație în care îți dai seama că e cazul să abordezi lucrurile diferit. Poate să fie vorba despre o poveste de iubire, despre o avansare, despre o persoană care, uite, ori îți poate strica reputația, ori este ceva ce ție nu-ți place în legătură cu relația respectivă și încotro merge ea. Unii vă dați seama cât valorați și atunci mai lăsați puțin deoparte anumite personaje care nu vă ajută absolut deloc. Dacă aveți legătură cu zona actelor, hârtiilor și documentelor, atunci mare atenție. Mare atenție pentru voi. Treceți și voi printr-o perioadă așa în care trebuie să vă revizuiți, să vă reanalizați puțin principiile de viață, gândirea voastră, relația cu divinitatea. E foarte important acest aspect. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Și avem 7 de băte. 7 de băte, prima carte, și 7 de spade. Da, dragi fecioare, sunteți cam provocate astăzi. Ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. 7 de spade poate să însemne și cineva care minte, cineva care fură. E un moment în care fie lupți pentru cineva anume, fie lupți împotriva unei persoane. Nebunul, wow, apar niște evenimente total neașteptate pentru tine astăzi. Surprize legate de o persoană care nu e serioasă sau poate să fie vorba despre o reacție exagerată a unei persoane. Iar ultima carte, 2 de cupe, o întâlnire pe care o ai cu o persoană dragă ție, o conversație pe care o ai cu cineva. Poate să fie vorba și despre o întâlnire, dar unii dintre voi puteți să cunoașteți o nouă persoană. Foarte interesant. E o reacție total neașteptată din partea cuiva. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, prima parte a zilei vă găsește foarte liniștiți, foarte bine. Puteți să primiți vești bune legate de examene, legate de străinătate, de bani, de zona studiilor superioare. Ai foarte multă intuiție și poți să găsești tot felul de soluții în prima parte a zilei. Doar că la un moment dat apar niște conflicte în relația cu niște rude sau apar conflicte verbale în relația cu ceilalți, în relația cu clienții. Undeva mai spre seară, deja te concentrezi pe bani, pe mâncare, pe stabilitatea ta. Și uite că apar niște conflicte în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil. Vezi ce mănânci, cât mănânci, încearcă să fii puțin atent pe zona aceasta. E ceva ce nu-ți place acolo. Fie cineva te ia prea repede, fie e un moment în care spui gata, vreau să trăiesc intens și când colo te trezești că fie ai cheltuit prea mulți bani, fie vrei să investești în ceva care nu prea are sens. Ideea este că ești ajutat. Uite că n-ai văzut lucrurile clar, da? Ai spus lasă că am făcut asta și a funcționat sau ai spus lasă că tot am stat liniștit, am mai amânat, lasă că repar mâine, că rezolv problema altă dată. Ei, și uite că Venus de acolo a ta te ajută să conștientizezi ceva. Îți dai seama că undeva teoria din mintea ta nu e aceeași cu practica și de data asta e ceva intens pentru tine. Venus, guvernatoarea ta, este implicată. Este vorba despre o transformare mare. Dar în mod special, dragi Balanțe, atenție pe sănătate astăzi. Atenție pe muncă, vedeți ce faceți, da? Nu exagerați. Nu exagerați absolut deloc. O dovadă pe care cineva ți-o oferă și care te lasă destul de mult surprins. Hai să vedem, dragi Balanțe, ce faceți voi. Regele de cupe este o zi în care ești foarte sensibil, te poți concentra pe o problemă de sănătate sau poți avea legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Judecata. E clar că
E o zi în care trecutul bate la ușă și e un moment în care se pot clarifica anumite probleme. Poate aștepți o veste de mult timp pentru unii dintre voi. Iar apoi avem cavalerul de bâte. Este un moment în care ceva te entuziasmează, ceva îți place foarte, foarte mult, dar uite că este o zi în care lucrurile se petrec foarte, foarte rapid pentru tine și e nevoie să acționezi la fel de rapid. Da? Cineva ți atrage atenția, faci o activitate care îți face plăcere, care e interesantă. 6 de cupe, o legătură cu un copil, cu persoana iubită, o revedere, o împăcare. Pentru unii este vorba despre un moment în care spuneți gata, mi-am găsit partenerul, merg tot înainte. Alții, nu știu, e o zi în care vreți voi să acționați diferit în legătură cu o problemă, în legătură cu o situație. E ceva foarte important pentru inima voastră, în mod special. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, prima parte a zilei sunteți foarte solicitați. Pe tot ce ține de plăceri, pe tot ce ține de relații secrete, ciudate, ascunse, faceți acolo investigații, faceți ceva, aveți treabă. Atenție puțin că la un moment dat pot apărea niște fie probleme de sănătate, fie un disconfort. Pentru alții poate să fie un moment în care nu vă simțiți suficient apreciați la muncă sau în activitățile pe care le faceți. Ei, de undeva de pe seară vă recăpătați energia și e un moment în care apar niște lucruri ciudate în casă, în familie. E trecutul ăsta care bate la ușă și care trebuie rezolvat. Pot apărea discuții în contradictoriu cu cineva, dar vezi că sunt lucruri pe care tu le inițiezi. Luna Scorpion, Pluton Vărsător, adică e ca și cum explodezi. Ai aflat ceva, ai stat, ai fiert, ai făcut acolo o investigație, ai cerut o părere, ai mers, ai rezolvat și acum gata, acționezi. Te pregătești pentru eclipsă. Interesant este faptul că ți-ai făcut și tu niște iluzii în legătură cu persoana iubită, în legătură cu un copil, cu o afacere, cu partea aceasta de confort. Și uite că e un moment de adevăr pentru tine. Mai afli niște secrete, mai afli că ceva trebuie finalizat. Dacă tu credeai că poți să vindeci, uite că Saturn de acolo în pești spune că nu poți să vindeci. Da? Nu poți să vindeci și îți spune să abordezi lucrurile matur. Și îți spune că dacă nu-ți place ceva, trebuie să pleci de acolo. Da? Că e vorba de un copil, că e vorba de o afacere, de niște activități pe care le ai. Da? Poate să fie un moment în care îți dai seama că o investiție nu e bună. Da? Însă tot aș merge pentru tine pe o notă din astea de discuții, de lucruri ciudate, da, care se petrec, dar care, repet, nu sunt neapărat negative. Nu. Pentru că e un moment în care tu vrei să te simți bine, vrei să trăiești intens. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Deci dați startul eclipsei. Oricum voi o să fiți cei care veți iniția foarte multe lucruri pe eclipsa asta care se va petrece vineri, dar care din punctul meu de vedere deja se simte. Voi cel puțin cu siguranță deja o simțiți. Hai să vedem. Regina de bâte, dragi scorpioni, o rivală, o persoană care nu vă place, 9 de cupe. Pe de altă parte, este o zi în care, uite, poți avea o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. E o zi în care ești foarte pozitiv, foarte energic, plin de viață, știi foarte bine să ți impui punctul de vedere, ești bine dispus, râzi, glumești și e un moment în care spui, băi, asta e viața, sunt în situația în care sunt, dar hai să mă bucur de viață. Apoi avem magicianul, dragi scorpioni, ce faceți voi aici? Pregătiți ceva, faceți ceva. Îmi vine să strănut. Da, sper să nu, că se aude tare în microfon. Da, ce înseamnă strănut? Înseamnă că elimini ceva ce te deranjează, că de asta e senzația. Păi vreți voi să eliminați ceva, faceți ceva, organizați ceva, pregătiți ceva anume. Poate să fie și un moment în care vreți să vă relaxați, vreți să vă simțiți bine. Iar ultima carte, 7 de monede. Ceva ce ai făcut tu în trecut, uite că acum își face simțită prezența. Vezi că e ceva ce pregătești de mult timp, nu-i de acum. Și 7 de monede poate să aibă legătură cu o sumă de bani pe care o aștepți, cu o moștenire, cu o investiție. E ceva în care ai investit tu și acum în sfârșit vezi roadele sau culegi recompensa. Nu?
ești într-o așteptare, e ca și cum ești ca un regizor acolo, stai în spate, ai dat drumul și tu tragi de, tragi de ațe. E ok, e ok. Da, zodia săgetător. Dragi săgetători, pentru voi prima parte a zilei este foarte bună în relația cu o femeie, primiți niște vești bune, chiar puteți să ieșiți undeva într-un cerc de oameni foarte drag sufletului vostru, doar că la un moment dat apar conflicte. E ceva ce te scoate acolo din zona de confort. Fie e ceva legat de viitorul unei relații, de viitorul tău din punct de vedere emoțional, deci viitorul tău în dragoste. Și spui da, dar nu mai apare nimeni, sau spui da, dar relația asta nu merge, da, uite că mereu sunt solicitat în toate direcțiile. Da, așa este. Luna se mută în Scorpion și de aici vezi că pentru tine vor fi așa câteva zile în care pur și simplu pierzi controlul de tot asupra lucrurilor și e cel mai ok să lași totul să curgă. Iar când simți nevoia să te odihnești, să o faci. Nu vei fi foarte comunicativ, poate vei fi mai somnoros, mai știu eu, doar că, uite, joi seara apar niște discuții, faci un drum scurt sau afli niște lucruri. Sunt niște discuții acolo care te șochează, care, nu știu, te fac așa să rămâi puțin destul de surprins. Poate în relația cu o rudă, poate în relația cu niște persoane extrem de apropiate de inima ta. Și e un moment pentru tine, uite, în care ți-ai făcut și tu tot felul de iluzii în legătură cu rudele, cu trecutul. Ai spus, e, trecutul e trecut, e îngropat, nu e îngropat. Poate, știu eu, ai abordat într-un mod diferit planul spiritual. N-ai văzut lucrurile clar într-o situație. Iar îmi vine să strănut. Și la voi. Și la Scorpion mi-a venit. Da. Și e un moment aici în care, uite, pot apărea conflicte în casă și în familie, în mod special cu femeile, dar este și un moment în care cineva îți spune ceva, recunoaște ceva sau se află ceva acolo care te lasă destul de surprins și care îți mai clarifică puțin povestea în relațiile tale, la modul general vorbind. Hai să vedem, dragi săgetători, ce e cu voi, ce se întâmplă. Simt așa că e o zi puțin ciudată, adică e o zi în care pur și simplu nu aveți control asupra lucrurilor, dar v-am spus, e foarte bine că divinitatea, Dumnezeu, cum vreți voi să spuneți, știe mult mai bine ce e ok pentru noi. Da? Regele de bâte steaua, o legătură cu un vărsător pentru unii. Ei, dragi săgetători, este o zi în care sunteți prinși pe zona aceasta a negocierilor, sunteți prinși pe distracție, pe plăcere și uite că apare și lumina de la capătul tunelului. O legătură foarte puternică, văd aici cu internetul sau cu străinătatea. Împăratul, o legătură cu un berbec, este o zi în care se iau decizii importante pentru tine, o zi în care și tu poți să iei astfel de decizii, impui niște reguli sau cineva îți impune niște reguli. Ultima carte, Cavalerul de Bâte, se pare că ceva te entuziasmează maxim în ziua de joi și te arunci așa cu capul înainte. Cineva îți poate atrage atenția, de ce nu, sau tu poți să atragi atenția unei persoane, dar uite că apar niște schimbări foarte bruște pentru tine astăzi, în privința cărora e bine să fii pe fază, e bine să fii atent pentru a le face față. Da, cine știe, apare ceva ce îți atrage atenția, o persoană, o situație, o regulă. Ai chef să te distrezi, să te simți bine. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, prima parte a zilei este foarte bună pe muncă. Fie că aveți treabă prin casă, fie că aveți chestii importante de făcut, mergeți pe la instituții, mai rezolvați ceva legat de niște acte, lucrurile merg extraordinar de bine. Pe undeva pe la amiază mai apar niște chestiuni de rezolvat prin casă și prin familie. Apar niște chestiuni din trecut. Trebuia să faceți ceva și acum vi se reamintește. Este și o zi așa pentru voi în care, cel puțin din a doua parte a zilei, sunteți foarte concentrați pe grupuri de oameni, pe întâlniri cu prietenii, faceți planuri de viitor. Doar că la un moment dat apar niște conflicte și e un moment în care îți dai tu seama așa că nu te simți suficient de apreciat, într-un cerc de prieteni. Îți dai seama că ceva nu funcționează pe o anumită direcție. Începi să-ți faci griji legat de viitorul tău din punct de vedere financiar. Da. Și e interesant faptul că
Aici, nu știu, m-ai lăsat lucrurile așa să meargă, dar poate n-ai avut timp să te ocupi de rude, de prieteni, persoane apropiate, vecini, mașină. Ei, uite că aici ți se arată că e cazul să acționezi. Da? Poate ți-ai făcut niște iluzii în legătură cu niște persoane apropiate ție. Ai spus, gata, eu știu foarte bine chestia respectivă. Uite că nu e așa. Este un moment pentru tine în care ți se arată practic cum că lucrurile trebuie puțin schimbate. Atenție pe sănătate în a doua parte a zilei, pe drumuri, dar și pe comunicare. E un moment în care mai afli și tu ceva interesant. Nu neapărat negativ, dar îți poți clarifica puțin situația. Faci ceva, o activitate împreună cu o persoană și acolo afli niște vești care te lasă destul de surprins. 6 de cupe pentru tine, o legătură cu un copil, cu o persoană mai tânără, o persoană din trecutul tău. Uite, trecutul bate la ușă, dragi capricorni. Trecutul bate la ușă. E o veste aici pe care o aflați. Reluați legătura cu o persoană dragă vouă. Apoi avem pajul de bâte, niște idei bune care îți vin, niște activități noi pe care le faci și care îți fac plăcere. Dar totuși simte aici o legătură cu persoane mai tinere sau cu noi persoane care apar în viața ta. Cavalerul de cupe, un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău, o propunere de dragoste pe care o primești sau cineva care... Știu eu, vine către tine, e o persoană dragă sufletului tău. Poate tu faci o propunere de dragoste unei persoane. Poate să fie și ceva tranzitoriu, dar nu te gândi acum gata că îți găsești perechea și te și căsătorești a doua zi. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi prima parte a zilei este foarte bună în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită. Puteți să cunoașteți pe cineva, e un moment în care sunteți foarte bine susținuți și pe examene, pe relația cu străinătatea, pe acolo sunt lucruri frumoase. Doar că undeva pe la amiază vezi că apar niște conflicte cu niște rude sau niște discuții în contradictoriu în legătură cu niște drumuri pe care le aveți de făcut. Sunt niște idei acolo diferite pe care le aveți. Apoi, de undeva, de pe la amiază încolo, sunteți foarte prinși pe cariera voastră, sunteți foarte prinși pe reputația voastră, persoane cu autoritate, doar că, dragi vărsători, o să începeți deja să vă impuneți, că și voi aveți un rol important în eclipsa asta, în povestea asta. Nu e încă eclipsă, dar se simte energiile, că e una destul de puternică. Veți încerca să vă impuneți, veți încerca să spuneți lucrurilor pe nume și unii vărsători, dacă ați crezut voi că cineva vă plătește suficient de bine, acum vă dați seama că nu e așa. Dacă ați crezut că persoana iubită vă apreciază suficient de mult, e, acum vă dați seama că nu e așa. E un moment în care vi se cere să vă treziți puțin la realitate, mai ales când vine vorba de bani, mai ales când vine vorba de alimentație și mai ales când vine vorba de valoarea pe care voi o aveți. Da. Atenție puțin pe investiții undeva seara, atenție pe cumpărături, vedeți că nu tot ce strălucește e din aur, da? Nu tot ce arată așa frumos și roz e și delicios. Cavalerul de cupe și nebunul, o veste total neașteptată care apare din partea unei persoane foarte dragi sufletului tău. Dacă ești un vărsător singur, poate cineva să, știu eu, să-ți atragă atenția sau poate ție ți se pune pata pe cineva. Astfel de bâte, o nouă activitate pe care o faci, o nouă speranță, o nouă idee, o nouă energie pe care tu o ai, iar doi de spade vorbește despre o decizie importantă pe care o ai de luat. Doi de spade este și acel moment în care rămâi puțin fără cuvinte, că nu prea știi ce să spui, nu prea știi cum să mai acționezi. Poate cine știe primește o veste care te surprinde total, total, doar că nu prea ai ce să mai spui sau e o situație pe care o conștientizezi, dar preferi să ții în tine toată situația, toată povestea. Pot apărea activități noi, persoane noi.
Zodia Pești. Dragii mei pești, pentru voi este în continuare o zi aglomerată, asta în prima parte. Uite că reușiți să rezolvați ceva legat de casă, de familie, de trecutul vostru, niște cheltuieli pe care reușiți să le faceți sau pot fi niște bani pe care îi primiți. Apoi, pot apărea astăzi tot felul de cheltuieli, pot apărea conflicte legate de bani, legate de valoarea voastră personală și undeva în a doua parte a zilei deja lucrurile se mai liniștesc pentru că îți crește intuiția, ai foarte multă legătură cu planul spiritual, intri în contact cu persoane din alte culturi, din alte religii, persoane care cumva sunt la un nivel înalt, studiază ceva sau persoane care au o importanță specială pentru tine. E și un moment de conștientizare, da? Pentru că ți-ai făcut tot felul de iluzii în legătură cu confortul tău, în legătură cu tine, în general vorbind. Și uite că acum vezi că e și cineva prin jurul tău care își urmărește interesul. Este un moment de conștientizare pentru tine astăzi, chiar dacă pot fi lucruri care aparent te supără. Pot fi lucruri care te fac să te simți neapreciat de către rude, de către cineva din trecut. Afli acolo niște informații care te surprind destul de mult și da, nu m-ar mira să fie vorba despre niște secrete, despre niște schimbări, de ce nu, care se petrec. Dacă vrei să faci schimbări prin casă, mare atenție, da? Vezi în ce investești. Sunt lucruri din trecut, niște chestii care s-au întâmplat și care abia acum ies la suprafață. Și acum, da, nu știu cât o să-ți placă ție situația asta. Pot apărea conflicte cu vecinii, știu eu. Lumea. Patru de bâte. O petrecere, o bucurie pentru tine. Te eliberezi dintr-o situație, primești o veste bună de la distanță sau te poți pregăti pentru o călătorie. Apoi, doi de bâte. Văd aici o așteptare mare în care ești pus, o legătură din nou cu străinătatea sau este o zi în care îți faci planuri pentru un viitor mai îndepărtat. Iar ultima carte este Cavalerul de Cupe. Cineva vine și îți face o ofertă. Fie cineva te invită în oraș, fie este vorba despre o propunere de dragoste, alții faceți un drum către un loc drag sufletului vostru, unii auziți de o logodnă, de o relație care se formează. Foarte intens este accentuată ideea aceasta de internet, de distanță, conversații la distanță. Bun, dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și vă aștept cu mare drag și la previziunile pentru această săptămână, la previziunile pentru mai și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă.